Având în vedere că numărul de infectări este într-o continuă creștere, oamenii nu sunt de acord cu cele mai multe dintre restricțiile impuse, considerându-le de-a dreptul exagerate. Numărul de infectări cu COVID-19 este într-o continuă creștere. Cu toate acestea, oamenii nu par a fi speriați. Din contră, consideră că majoritatea restricțiilor impuse sunt exagerate. Sunt exagerate, într-adevăr. Sunt, da, sunt exagerate. Totodată înapoi. Inclusiv copiii, cu școlile, cu grădinițele, cu e un haos total. Oricum ei au scăpat situația de sub control. Deci nu există. Și eu nu cred așa în pandemia asta. E exagerată. Da, într-adevăr, COVID probabil a existat și există, dar afectează doar pe cei cu boli care sunt cronice. Deși a trecut o bună perioadă de timp de când ne confruntăm cu existența acestui virus, oamenii nu cred că situația este atât de gravă, iar măsurile de siguranță nu sunt respectate. Cei mai mulți, doar de frica amenzii, poartă masca în spațiile închise. Am impresia că e o porcărie cu asta, e politică cu asta. Nu cred că e adevărat. Păi nici rușinea că este sau nu este printre noi acest virus. Sau na, poate este, dar nu este cum zic ceilalți ai de sus, că se îmbolnăvesc și toate cele. În timp ce unii nu cred absolut deloc în numărul crescut de infectări cu COVID-19, alții sunt de părere că restricțiile trebuie respectate, însă acest aspect ține de educația fiecăruia și nu de frica amenzii. Consider că este necesar pentru binele nostru, al tuturor, să purtăm mască în locurile închise, dacă va fi nevoie și pe stradă și așa mai departe, tot ce se impune. Consider că e normal. Ține de educație. Cu restricții exagerate sau nu, datele arată o creștere accelerată a cazurilor de COVID în ultima perioadă la nivel național. Cetățenii trebuie să respecte măsurile impuse pentru propria sănătate.